După masa aceasta vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, epistola pe care o scrie Apostolul Pavel lui Filimon. Eu o să citesc din capitolul 1, dumneavoastră uitați-vă în ce capitol doriți, are un singur capitol. Așa că, Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de lucru, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Iisus Hristos. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție și mie, ți-l trimit înapoi pe el inima mea, aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoierea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea, eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zică tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile noastre. Cu câteva zile în urmă, reciteam scrisoarea aceasta și mi-am adus aminte cu bucurie, am observat că apostolul vine cu mulțumire și vine cu rugăminți. Și după ce le mulțumește celor cărora le scrie și îi roagă, face o mărturisire. Și mărturisirea este simplă, este clară, o găsim în versetul 7, unde spune, fratele meu, mi-ai făcut o mare bucurie, am avut o mare bucurie, s-au întors de la tine niște frați. Și i-am întrebat, cum a fost? V-ați întâlnit cu Filimon, cu familia lui, probabil chiar cu biserica din casa lor. Și ei folosesc un cuvânt, înviorare, am fost, ne-am întâlnit, probabil ne-am rugat, am discutat, dar tot timpul nostru poate fi prins în ideea aceasta. Am plecat cu sufletul înviorat. Am plecat cu inima înviorată. Vă plac astfel de momente? Ați avut nevoie vreodată în viață de înviorare?
Dacă v-ați gândi, ați putea găsi ocazii sau persoane prin care Dumnezeu v-a înviorat inima? Sunt convins că Dumnezeu ne înviorează inima răspunzându-ne la rugăciuni. Și ai o mare bucurie când vezi că Dumnezeu îți răspunde rugăciunilor. Sunt convins că multe familii au fost înviorate când au primit un copil. S-au rugat lui Dumnezeu, l-au așteptat și când au văzut că Dumnezeu le dă un copil sănătos, un copil pentru care are și promisiuni, câtă bucurie, câtă înviorare, ce schimbare radicală în familia respectivă. Biserica este înviorată când se adună în jurul cuvântului Dumnezeu și trebuie să recunoaștem. De atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu este apa aceea proaspătă pentru sufletul nostru, hrana aceea bună, sănătoasă. Dar nu putem astăzi să nu mărturisim. Ne obligă și ocazia, ne obligă și realitatea. Că de multe ori noi am fost înviorați prin cântări. Cântări pe care le-au cântat unele persoane, cântări pe care le-au cântat mai mulți tineri sau mai mulți vârtnici într-un grup și cântări pe care le-au cântat coriștii. Și am o întrebare pentru dumneavoastră toți. Câți dintre voi ați fost înviorați prin cântările corului? Seamănă că unii n-ați prea umblat pe la biserică. Adică aia care n-ați ridicat mâna. Sau sunteți atât de tăbărâți în seara asta că nu mai puteți ridica mâna. Dumnezeu a pus daruri în noi și cântarea s-a spus și se va spune. Are un drum special înspre sufletul nostru. Da, în cazul de față, în cazul lui Filimon, vorbim de o înviorare printr-o acțiune, dar Pavel face și o mărturisire după ce spune despre ei. Spune și despre el. Și știți ce spunea în final? Frate, fă-mi binele acesta și înviorează și inima mea. I-a înviorat pe ei, dar să nu uiți că și eu, slujitorul lui Dumnezeu, am nevoie de înviorare. Și m-aș bucura să mă înviorezi și dacă voi ajunge la tine, sigur vom avea alte momente de înviorare. În seara aceasta și astăzi, cred că am mulțumit lui Dumnezeu pentru toți cei care au cântat în cor și Dumnezeu i-a folosit să ne învioreze inimile. Mă gândeam la cântările care înviorează inimile sfinților, pentru că dacă mă duc strict pe pasajul acesta, așa se spune, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Eu cred că și inimile păcătoșilor sunt înviorate. Dar eu cred că inimile păcătoșilor sunt înviorate de o anumită categorie de oameni și printr-o anumită categorie de cântări sau de mesaje. Nu știu cât de mult poate un păcătos să fie înviorat de cântări duhovnicești. Dar cred că inima fiecărui sfânt ar trebui să fie înviorată de cântările duhovnicești. Și dorința mea pentru coriști este să vă ajute Domnul să înviorați inimile sfinților. Asta ar însemna ca voi să fiți sfinți, voi să fiți persoane născute din nou, voi să trăiți o viață în plinătatea Duhului Sfânt și apoi când alegeți o cântare care să învioreze inimile sfinților, cântarea ar trebui să transmită un mesaj sfânt, ar trebui să aibă un mesaj duhovnicesc. Și convingerea mea este că ori de câte ori cântăm despre Iisus Hristos, vom produce înviorare. Pentru că vorbim despre bunătatea Lui, vorbim despre iubirea Lui, vorbim despre mângâierile Lui, vorbim despre nădejdea care ne-o aduce El, vorbim despre răscumpărare și vorbim despre răsplătire. Încercați să vă focalizați în continuare și viața și mesajul din cântări.
pe Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Și sigur, cântările sfinților vor aduce înviorare sfinților. Acum știu că despre coriști astăzi trebuie să zic numai de bine, așa că o să am o întrebare pentru cei din sală. Au fost cântări care nu v-au plăcut și nu v-au atins? Și întrebarea mea, în caz că ați zis da, oare au fost de vină ei sau voi? Că asta vă spuneam eu, dacă ei vin și cântă o cântare sfântă care îl prezintă pe Hristos, și eu n-am nicio treabă cu Hristos, pe mine nu mă interesează sfințenia, pe mine nu mă interesează lumea lui Dumnezeu, normal că nu o să fiu înviorat. De asta și noi cei din sală, am în minte și balconul, nu vă speriați că nu fac discriminări, n-ar trebui să ne gândim doar în față. Nu am fost înviorat, frate, întotdeauna. Nu mi-a vorbit Domnul întotdeauna. N-am fost cercetat întotdeauna. Probabil vina a fost la noi, pentru că era un mesaj pentru anumiți destinatari și eu nu mă încadram acolo. Acum să nu-i obosim pe coriști, să vorbim prea mult despre ei, pentru că le-am făcut urări și vrem să le facem și o asigurare. Știți, e foarte greu în ziua de astăzi să te gândești că poți rămâne fără o slujbă, fără un loc de muncă. Eu vreau să vă fac o asigurare coriștilor. În următorii 70 de ani, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos și nu plecăm noi, vom avea nevoie de înviorare. Contăm pe Domnul și pe voi. Așa că veniți la repetiții, învățați cântări frumoase, recapitulați toate cântările duhovnicești și fiți siguri că noi vom fi acolo ogorul în care trebuie să semănați. Vreau însă să vă spun ceva celor din sală. Bănuiesc că știți că nu doar noi avem nevoie de înviorare. Voi v-ați gândit că și coriștii au nevoie de înviorare. Sau pe noi ne interesează doar starea noastră și situația noastră. Probabil v-ați prins că îi cunoașteți pe unii și ei sunt oameni. Și ce înseamnă asta? Au și ei probleme, au și ei ispite, au și ei slujbe, au și ei vecini, au și ei momente de bucurie, au frământări, îngrijorări și multe alte lucruri. Și dacă Dumnezeu îi folosește pe ei să ne învioreze pe noi, să ne aducă nouă bucurie, pe cine ar vrea Domnul să folosească ca și ei să fie înviorați și ei să aibă Duhul ridicat atunci când sunt mâhniți? Ar putea să ne folosească Domnul pe noi. O să încerc să văd la final, prin daul care l-ați spus, înțeleg că atunci când zice mami, nu plecați acasă. Ce o să faceți? O să veniți la coriști, o să le spuneți, mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, arătați bine la 100 de ani, ține-te tot așa, inima mea a fost înviorată, sper să nu o luați ca o glumă și chiar să-i așteptați. Dacă nu o să le spuneți la toți, spune cuiva în particular. În cazul în care nicicum nu poți răzbi seara asta, că o să fie înghesuiala mai mare, la unii le știți numărul de telefon, alții sunt în casele voastre, alții stau pe strada voastră, cu unii o să vă întâlniți probabil săptămâna aceasta, mărturisiți faptul că Dumnezeu i-a folosit pentru bucuria voastră. Apostolul Pavel, de asta știm noi, pentru că Apostolul Pavel îi scrie scrisoarea și mărturisește, frate, mi-ai făcut bucurie, nici n-am fost prezent acolo, n-am văzut nici măcar online. Dar când au venit frații și mi-au spus cum te-ai comportat cu ei și câtă bucurie le-ai făcut, mi-ai făcut și mie o bucurie, mi-ai dus așa limonada aia bună pe arșița aia care mă topea că m-au opărit alții. Și ei au nevoie de înviorare și Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi. Acum o să vă spun ceva ce pare paradoxal, poate de necrezut. Nu vă spun nimic nou când vă aduc aminte că sursa oricăror înviorări și bucurii sufletești este cine? Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos.
Teoretic, eu m-aș gândi că Dumnezeul care înviorează și are resurse inepuizabile, niciodată nu ar avea nevoie de bucurie și de înviorare, niciodată nu ar aștepta să fac anumite lucruri prin care sufletul lui să se bucure. Și totuși, când citesc Scriptura, îl văd pe Dumnezeu altfel. Îl văd pe Dumnezeu mâhnit, și mâhnit din cauza unor oameni, și îl văd pe Dumnezeu plin de bucurie, datorită unor oameni. Vă aduceți aminte ce stare produc neprihăniții în inima lui Dumnezeu? Vă spune ceva în numele Iov? L-ați auzit cumva pe Dumnezeu spunând în lumea Lui, L-ai văzut pe neprihănitul meu Iov, cum trăiește în lume? Câtă bucurie, câtă înviorare, pentru că în lumea respectivă era o sumedenie de oameni care duceau mâhnire sufletului lui Dumnezeu. Și există un neprihănit. Și în altă parte există mai mulți neprihăniți care produc bucurie Domnului. Noi așteptăm de la El să ne ridice, să ne învioreze, să ne păzească. Nu vi se pare normal ca și noi să ne gândim la sufletul Lui și să trăim în așa fel încât să aibă o altă stare sufletească când ne vede pe noi, când ne știe pe noi, decât atunci când se gândește la alții. E adevărat, și cântăreții au produs bucurie Domnului, că nu poți să le scoți pe David. David îi face foarte multă bucurie Domnului prin cântările care le cântă. Corurile care au fost organizate de David și de alții produc bucurie Domnului și să nu uite, surorile, când femeile motivate de Maria laudă pe Dumnezeu, Dumnezeu este încântat. Și de ce sunt scrise toate acestea pozitiv în cartea Lui? Pentru că Dumnezeu a fost tare mulțumit de starea aceasta. Sunt ferm convins că slujitorii care au slujit cu credincioșie au adus multă bucurie lui Dumnezeu. I-au înviorat inima. Și poate vă gândiți la unii care au riscat, au plătit cu viața lor și Domnul a fost înviorat când a văzut credincioșia lor. N-ar trebui să uităm niciodată momentul în care la botez se deschid cerurile. Și Dumnezeu Tatăl, cu enorm de multă bucurie, știți ce spune? Acesta este Fiul meu prea iubit. Păi dacă îmi găsesc plăcerea, nu înseamnă că îmi produce bucurie, că îmi găsesc bucurie în El. Și n-avem cum, ne place sau nu, că este sărbătoare sau nu este sărbătoare, că vorbești de Vechiul Testament sau de Noul Testament, mai există o categorie care au făcut bucurie lui Dumnezeu mai mult decât putem noi înțelege. Și o să vă dau un exemplu din Noul Testament și o să vă aduceți aminte voi din Vechiul Testament. Un fiu care era pe moarte. Și nu mai avea absolut nimic valoros. A hotărât într-o zi să se pocăiască și în zdrențe să se întoarcă acasă la tatăl. Vi-l puteți imagina pe tatăl respectiv? Am putea să ne imaginăm câtă bucurie poate avea Dumnezeu când un păcătos se întoarce, se pocăiește. Ne-am uitat la tatăl care a fost cu inima plină de bucurie și ne-a mărturisit ce îi aduce bucurie. Nici Domnul Iisus Hristos nu face rabat de aici. Când cineva venea la Domnul Iisus Hristos cu credință, Mântuitorul nu se putea abține. Atâta bucurie avea Mântuitorul în inimă. Așa îi se înviora Duhul Lui, că El spune, nici în Israel n-am văzut o asemenea credință. Se uită la persoana respectivă și spune, omule, femeie, credința ta te-a mântuit, du-te acasă în pace.
Oamenii care cred în Fiul lui Dumnezeu, în puterea Lui, îi aduc bucurie, înviorează inima lui Dumnezeu. Oamenii care se lasă transformat și apoi mărturisesc, umplu inima lui Dumnezeu de bucurie. Mai țineți minte ce s-a întâmplat în casa lui Zacheu? Eu cred că în casa lui Zacheu au fost multe momente în care alții au fost înviorați, dar nu știu ce fel de muzică i-a înviorat, nu știu ce fel de mâncare i-a înviorat, dar știu că într-o zi în casa lui Zacheu s-au schimbat lucrurile și a fost înviorat unul singur. Cred că erau mulți nervoși acolo. Nu știu dacă avea și rudenii Zacheu și unii când au văzut că dă bani la săraci, au zis că acum te-au apucat și pe tine să împrești milioanele la alții. Și Domnul Iisus Hristos este atât de încântat de ce se întâmplă acolo, când vede pocăința lui Zacheu, transformarea lui, că trebuie să spună public: oameni buni, asistăm la o minune. Astăzi, în casa aceasta, a intrat mântuirea. Și Hristos Domnul este plin de bucurie. E adevărat că au fost ucenici ce au venit la Hristos pentru o vreme, au stat din interes, l-au părăsit, dar unii au rămas cu El. Nu ușor, au rămas cu El până la final. Hristos nu poate pleca din lumea aceasta, nu poate încheia relația Lui pământească cu ucenicii fără să le facă o mărturisire. Voi sunteți aceia care ați rămas cu Mine. În toate încercările ați rămas cu Mine. Și pentru că ați făcut aceasta, mă duc la Tatăl, vă pregătesc un loc, veți fi și voi acolo. Când rămâi lângă Dumnezeu, când ești credincios, în ciuda lucrurilor pe care nu le înțelegi, nu ai toate răspunsurile, nu îți dă Dumnezeu tot ce îi cere în rugăciune, dar rămâi credincios, spui și tu ca ucenicii, verbalizează Petru, la cine altul să ne ducem? Tu ești singurul care poți oferi cuvintele vieții. Rămânem lângă tine, indiferent care sunt condițiile. Domnul Iisus Hristos se bucură că sunt unii care nu rămân numai pentru ce poate oferi El, ci rămân pentru ce este El. Pentru ce a făcut și ce va face El pentru noi. Sunt convins că Domnul a fost înviorat tare când o femeie, ce oricum și-a primit mai mult decât s-a așteptat, și de la sorul sau și de la ucenici, când o femeie hotărăște să-i dăruiască ceva special lui Iisus. Când Maria crede, este convinsă că Iisus merită cel mai bun parfum al ei și merită tot. Și Domnul trebuie să mărturisească în bucuria Lui și apărându-o pe ea, ce a făcut femeia asta n-a făcut nimeni, nu va face nimeni. Și oriunde va fi predicată Evanghelia în lume, se va vorbi și despre femeia aceasta. V-ați gândit câtă bucurie i-au făcut Domnului Iisus Hristos păcătoșii care s-au pocăit la mesajul Lui? Să vă spun de unde am înțeles eu, dincolo de toate celelalte. Am înțeles și din mustrarea Domnului Iisus Hristos pentru cei care nu s-au pocăit. Și acolo Hristos folosește niște cuvinte grele de tot. Ia niște nume și spune: ascultați-mă, să nu vă apuce ziua judecății, pentru că în ziua judecății va fi mai ușor pentru cetățile păgâne. Și la un moment dat, și ce spune? Va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru voi, pentru că voi nu v-ați pocăit, v-am dat tahar. De ce plânge Domnul Iisus Hristos când intră în Ierusalim? Pentru că oamenii nu L-au prețuit, n-au crezut în ei, n-au priceput harul lui Dumnezeu. Și câtă bucurie poate să-i facă cineva lui Hristos când se întoarce acasă. Mărturisirea aceea este mare bucurie în lumea lui Dumnezeu, când un singur păcătos se pocăiește. Și cred, de asta v-am și făcut orarea, cred că în veșnicie, că da, există veșnicie, va fi o grupare mare, Ioan o numește gloata din cer, mulțimea care
îi va face bucurie Domnului Iisus Hristos. Știți cum? Cântând. Cântând o cântare nouă, dar acolo, vedeți aici pe pământ, noi avem cântări despre El, dar avem și cântările vaietilor noastre și n-aveți cum să nu știți cântarea aia care mi-o mai cântam eu un lugojan, valuri, lanțurile de durere, când se vor sfârși noi. Ne mai văităm și noi și asta este. Dar în cer mesajul o să fie altfel. Știți ce o să cântăm noi în cer? Vrednicia Lui. Și ascultați-ne, Domnul nu duce în cer să strice El veșnicia. Și dacă acolo se va cânta și vom binecuvânta pe Dumnezeu și vom adora lucrarea Lui, înseamnă că Dumnezeu se bucură să trăiască și să locuiască în mijlocul laudelor. Ei, ca să vă las și timp să-i felicitați pe coriști, am vrut să vă spun că nu știu de câte ori l-ați întristat pe Dumnezeu. Dar nu pot să vă spun asta, că aș minți. Știu de câte ori l-ați întristat pe Dumnezeu. De fiecare dată când ați păcătuit și am păcătuit, ce am făcut? Am înfipt un cuțit în inima lui Dumnezeu, în sfințenia Lui, care nu suportă păcatul. De fiecare dată când Dumnezeu ne-a făcut o chemare în iubirea Lui și noi am rămas indiferenți sau am răspuns negativ sau am spus ca cei care au vrut să-L jignească, ironizeze pe Pavel, asupra acestor lucruri discutăm altă dată. De fiecare dată i-am întristat inima lui Dumnezeu. De fiecare dată când am călcat o poruncă scrisă din Cuvântul Sfânt, am întristat inima lui Dumnezeu. De fiecare dată când ne-am judecat unii pe alții, când ne-am jignit unii pe alții, am întristat inima Părintelui. Și aș putea continua vreo două ore să vă dau varianta scurtă cu câteva aspecte când L-am întristat pe Dumnezeu. Nu știu de câte ori ai făcut bucurie. Principial știu când ai făcut bucurie. Întrebarea mea ar fi seara aceasta un moment potrivit să înviorăm inima Domnului. Sigur, o să se uită multă lume pe internet să vadă cum a fost sărbătoarea la Lugoj și sunt convins că unii care au fost prezenți fizic o să spună, a fost o duminică frumoasă, am fost înviorat, a fost ceva deosebit. Sunt convins că o să aveți comentarii. Ne-ați înviorat inima, Domnul să vă binecuvinteze, că fiecare cu gusturile lui și dacă ați cântat pe gustul lui, pe gustul ei, și toate acestea sunt frumoase. Și mă bucur de ce se întâmplă în lumea aceasta. Aș vrea să se întâmple ceva și dincolo. Și aș vrea în lumea lui Dumnezeu să fie bucurie și în mijlocul îngerilor, și în inima Tatălui, și în inima Domnului Iisus Hristos. Știți ce spunea profetul Isaia despre Fiul lui Dumnezeu? După ce Îl prezintă în cele mai crunte suferințe și dureri, vine partea frumoasă la final. În ciuda tuturor acestor lucruri, El se va înviora, sufletul Lui va experimenta bucurie înviorare. Știți când? Știți care este expresia? Când va vedea rodul muncii sufletului Lui. Aha, frumos, când va vedea. Credeți că Domnul Iisus vede ce se întâmplă aici? Și ce vede? Oameni care s-au obișnuit cu sacrificiul Lui, oameni care banalizează sacrificiul Lui, oameni care prin păcat și prin necredință răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu, sau vede aici oameni care se cercetează, își văd starea sufletească, unde trebuie să se pocăiască, se pocăiesc,
unde trebuie să ia decizii pentru maturizare, hotărăsc să plătească prețul maturizării? Câtă bucurie ar avea Domnul dacă în seara aceasta unii ar spune: Dumnezeu mă cheamă să fac ceva pentru El și de atâtea ori m-am frământat, dar am amânat. În seara aceasta m-am hotărât să fiu slujitorul lui Dumnezeu. În domeniul respectiv, nu toată lumea e cu amvonul, nu toată lumea e cu pupitru. Acolo unde Dumnezeu are nevoie de tine să spui: din seara asta nu mai amân, vreau să fiu slujitorul lui Dumnezeu. Ce bucurie ar fi în sufletul Domnului. Mă gândesc că nu vă cunosc, dar 99% știți ce cred eu? Ca și în Biserica Harul din Lugoș, ca și în Biserica Speranța din Arad și în multe alte biserici, au fost tineri care au cântat în cor. Au fost băieți, fete, bărbați și femei care au cântat cântările Domnului și i-au înviorat pe alții. Unde credeți că sunt ei în seara asta? Nu cred că sunt în locuri unde îi fac bucurie Domnului. Am avut o verișoară care fie a crescut în biserică, îmi spunea, pentru că era mai mare ca mine și odată când ne-am întâlnit, spunea: Viorele, cum cânta ea în biserică, cum cântam eu în biserică? Și m-am gândit, lângă toate cântările pe care le-ai cântat, ar fi vreme să mai cânți o singură cântare măcar. Și cântarea să spună: m-am depărtat de... Azi, vin acasă. Asta îi produce bucurie Domnului Iisus. Poate sunteți unii care o să vă uitați de curioși. Ați cântat aici sau aici, ați cântat în altă parte. Ce contează în dreptul vostru nu este cum au cântat ei și nici cum am predicat eu. Ascultați-mă, ce contează în dreptul vostru este dacă voi îi faceți bucurie Domnului sau continuați să întristați inima. Sfatul meu ar fi: găsiți înapoi drumul spre casă. Și noi să-i ajutăm să găsească drumul spre casă. Și când se vor întoarce, să-i primim cu bucurie. Și apoi să cânte din nou cântări și mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei, mă gândeam în seara aceasta la mine. Și mă gândeam în mai multe feluri. Mai gândesc și în versuri, mai gândesc și în proză. Și unul din gândurile care le-am luat așa ca o hotărâre, o reînnoire, știți care a fost? Ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Nu că eu aș ști să cânt sau că am vreo vrednicie, dar iubirea-mi dă avânt să-ți cânt mărire ție. O să încerc să fac asta pentru că Dumnezeul meu merită. Și când vedeam în Scriptură că slujitorii credincioși îi produc bucurie lui Dumnezeu și înviorează inima lui Dumnezeu, m-am gândit să le spun colegilor voștri, păstorilor voștri, colegilor mei din altă parte: dragilor, haideți să continuăm să fim serioși. Să investim în a-L prezenta pe Hristos o Evanghelie curată. Eu cred că sunt destul vorbitori care întristează inima Domnului. Noi să facem parte dintre cei care înviorăm inima Lui
când spunem un mesaj, poate simplu, dar să fie curat, să fie Evanghelia care are putere de mântuire. I-am rugat pe Corici să rămână lângă Domnul, să continuă să se sfințească și să se lase folosiți de Dumnezeu. I-am rugat pe fiii risipitori să se gândească câtă bucurie era în casa Tatălui și că mai este loc pentru ei. Și vreau să vă rog pe toți să ne cercetăm în seara aceasta și în funcție de realitatea vieții noastre, așa să luăm atitudine, așa să acționăm, ca să nu rămână doar în istoria Bisericii Harul din Lugoj o zi frumoasă de bucurie, de amintire, de înviorare, ci în cartea lui Dumnezeu să se scrie bine și despre mine și despre tine. Credeți-mă, în lumea aceasta sunt atât de mulți care întristează inima lui Dumnezeu. Și trebuie să vă spun deschis, cine va continua să întristeze inima lui Dumnezeu, într-o zi va culege ce a semănat. Numai că va fi prea târziu și pentru pocăință și pentru regrete, când Dumnezeu va încheia perioada de har, lacrimile, rugăciunile vor fi zadarnice și vor rămâne veșnice. Seara aceasta încă este o seară în care nu ne pocăim degeaba, nu plângem degeaba, nu mărturisim degeaba și nu cântăm bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu degeaba. Îl lăudăm pe Dumnezeu împreună cu coriștii. Dar să nu uitați că Dumnezeu așteaptă mai mult decât vorbele noastre frumoase. În final, toți știm ce spunea Iisus Hristos, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Doamne. Dar există unii care intră. Știți cine intră? Cei care fac voia lui Dumnezeu. Adică păcătoșii care se pocăiesc, sfinții care se sfințesc, slujitorii care slujesc, coriștii care cântă și laudă pe Dumnezeu și mulțimea sfinților care îi ajută pe alții să-L găsească pe Hristos și să se închine Împăratului Împăraților și Domnului Domnilor. Amin.